Bongola. Cea, 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 cea. Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la o porție de paste cu vongole. Am fost azi la o pescărie, dar noi niște crevești și calamari pentru un frito misto de milioane. Rețeta o găsiți pe pagina mea de YouTube sau dați aici un click pe i-ul acela în cerculeț, parcă pe aici pe undeva. Ui, dar oricum o să las eu și link în descriere. Așa că ce să mai, toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului, chiar aici jos. Astea fiind spus, eu zic să nu mă ardem aiurea și să dăm drumul la treabă, că de pofta e mare. Ce să faci? Ia uitați-vă la vongolele astea cum arată, proaspete, o nebunie, mamă, mamă, până una alta să dăm deoparte cu ele și să pregătim restul ingredientelor. Avem nevoie de un ardei iute, mai măricel așa sau potrivit, cu semințe sau fără, voi decideți, îl tăiem fâșiuțe, subțiri, subțiri, mai avem nevoie de 2 căței de usturoi, i-am curățat mai devreme, îi zdrobim și trecem odată cuțitul prin ei, dar avem nevoie de bucățele așa mai rustice, mai măricele. Dăm și pe ăsta lângă ardei, pentru că vor intra în același timp în tigaie, mai avem nevoie de o roșioară, pe care o tăiem prima dată pe jumătate, după care fâșiuțe, după care cubulețe, mărunte, micuțe, micuțe. Facem puțin loc, nu amestecăm cu usturoiul și ardeiul, pentru că astea vor intra la sfârșit în tigaie. Hai că mai am și jumătatea asta și am cam terminat cu pregătirea. Cam pe acolo sunt. Terminarăm cu pregătirea, așa că hai să punem o tigaie la încins. Dăm frumos drumul la foc, mediu spre mare să fie. Venim prima dată cu o leacă de ulei de măsline extra virgin. Păi, se poate fără? Nu se poate. Cât să zic, maxim 2 linguri. Oho, suficient. Venim repejor cu usturoiul și ardeiul. Îl punem aici, nu lăsăm să se încingă foarte, foarte tare uleiul, să nu ardem usturoiul și ardeiul. După care venim cu câteva fileuri de anșoa. Eu știu, undeva la 5-6 bucăți or să fie, oho, de ajuns, hai, maxim, maxim 7, că sunt foarte micuțe, asta nici măcar nu o poți numi, nu poți numi bucata asta file de anșoa, da, deci mai am nevoie de încă una, gata, asta e. Zdrobim puțin cu furculița, aici la grămadă, oricum nu o să se zgârie tigaia asta, zliniștiți. Ia uitați-vă cât de ușor merge treaba. Scăpăm de ce s-a lipit de furculiță și băgăm în priză lingura de lemn. Amestecăm bine, plimbăm usturoiul, ardeiul, uleiul în toată tigaia. Iuhu, mamă, cât de bine a început să miroase aici. Usturoi, ardei, anșoa, ulei de măsline. O nebunie. Până la urmă poți să alungi pastele direct aici. Bine, cu puțină apă de la paste și a obținut un preparat de milioane, de 90. Doar iarăși cu câteva ingrediente. Nu știu, italienii ăștia folosesc câteva ingrediente de calitate și obțin niște mâncăruri dumnezeiești. Ia, gata cu vorba. Hai să amestecăm repejor aici, să nu ardem nimic. Eu zic că suficient, nu vrem să le călim foarte mult, nu vrem să rumenim absolut nimic. Ia uitați, anșoaul s-a dezintegrat prin tigaie, face parte din ulei, după care venim repejor cu vongolele, toate aici la grămadă, în tigaie, și să înceapă nebunia. Amestecăm repejor, le plimbăm și pastea pe aici prin tigaie, iar așa, cu, ia să vedem, vin alb trebuia, normal un alb sec, dar eu am roze. Merge și ăsta foarte bine. Undeva la 30-40 de mililitri maxim, nu mai mult. Hai, 50-60 după gust, că acum, na, fiecare face pentru el acasă. Mai amestecăm de 2-3 ori, cam așa, să se împrăștie și vinul bine în tigaie. Aruncăm peste o mână de pătrunjel, nu o mai tăiem cu niciun cuțit, rupem frumos așa, fiecare frunzuliță, cu tot cu tulpină, cu tulpină, doamne, cu tot cu codițe. Gata, și astea le punem aici, iar și mai amestecăm, trebuie să ne mișcăm o leacă așa, repejor, da, să încorporăm repede toate ingredientele pe aici, să le încorporăm, să le primăm prin tigaie, să fie așa răsfirate, după care strângem frumos vongolele, o leacă spre mijloc și punem capac. Le lăsăm până încep să se deschidă. De fapt, până se deschid absolut
toate. Nu vrem să rămână nici măcar una închisă. Cred că toată treaba o să dureze undeva la 3-4 minute maxim. Mai aruncăm un ochi la ele din când în când. O să dureze ceva până se desfac. Așa că eu mă duc să pregătesc pastele. Am apa la fiert acolo, doar le arunc și da, mai stau o leacă pe lângă ele. Pastele la fiert, vongolele se desfac aici ușurel, una câte una. Ia uitați-vă ce nebunie o să iasă. Ia uitați-vă la asta, abia s-a deschis acum. Gustăm puțin din sos. Ia, am aici o lingură. Să vedem ce avem aici. Mamă, cât de bine miroase. Naiba. Nu știu ce se întâmplă cu mine în perioada asta. Oi fi nebun. De-mi plac toate. Punem din nou capac și în maxim un minut și jumătate, maxim două, vor fi gata. Le lăsăm aici la fiert. N-aveam alt capac mai mare. De asta am găsit și eu pe aici. Wow. O nebunie. Mă duc să aduc pastele. Vongola. Cea, 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 cea. Sper să nu mă pun ăștia de la YouTube să plătesc drepturi de autor pentru melodia asta. Așa, gata, pastele sfierte, momentul adevărului. Ia să ridicăm aici capacul, să vedem ce avem în tigaie. Wow, ce nebunie. Plita asta e cam dusă a mea, cred că trebuie să o schimb și a făcut treaba. Merge puțin mai greuț așa. Dar uitați-vă aici, priviți, fiecare scoică s-a deschis. O nebunie, cum miroase. Oi razna. Așa că a venit momentul să adăugăm și roșiile tăiate cubulețe mai devreme, toate la grămadă aici, una câte una, cubuleț cu cubuleț, gata, amestecăm 2-3 ori, vrem doar să le încălzim puțin, da? Nu să le gătim, să rămână fresh în preparat, suficient, în momentul acesta oprim focul, gata și venim cu pastele în tigaie. Ușurel, să mai facem un pic de loc aici să ne desfășurăm. Gata, eu am aici fetucine. Voi folosiți ce paste aveți prin casă sau care vă plac mai mult. Merg foarte bine spaghetele, merg foarte bine papardelele. Gata, mai am câteva bucățele pe aici prin oală. Scăpăm de oală, mai amestecăm așa de 2-3 ori. Împrăștiem și pastele pe aici să sugă puțin din sos. Le-am fiert al dente, deci o să se mai înmoaie puțin. Ușor, o să scap și de lingură și a făcut treaba și bag cleștele în acțiune. Să poți să împrăști bine pastele pe aici prin tigaie, cu scoicile, cu roșiile, ustroiul, ardeiul, pătrunjelul, mamă! Și cam asta a fost, puțină ordine și montăm farfuria. Punem frumos aici, o așezăm puțin și venim cu pastele. Ia să vedem dacă reușim să facem un rotocol așa mai măricel. Mijloc, să nu împrăștiem în toată farfuria. Uite că, opa, așa s-a blocat cleștele. Hai că mă ajută și pe mine cleștele ăsta de nu mai poate. Încă un clește, am dat și pe farfurie, dar strâng eu acum imediat. Da? 2-3 paste. Vârf aici le strângem un pic să arate bine și venim așa cu vongole pe lângă, de colo-colo, împrăștiate, stânga-dreapta, nici nu contează, mai luăm și câte o pastă și încă una pe aici, pe dreapta. Ia, gata, hai că avem o farfurie plină de paste și de vongole. O ștergem puțin că am murdărit-o, o leacă de colo-colo și tădădădăm, tădăm, ia priviți aici cum arată. Ce nebunie avem, ce preparat frumos și foarte, foarte gustos. Hai că ne-a prins și noaptea pe drum în timp ce găteam să gustăm. Asta e porția mea aici. O să iau prima dată cu paste. Mama, am și obosit. Bă, băiatul, o nebunie. Iuțeala se simte foarte, foarte, foarte puțin. Doar te gâdile la limba, așa. Și cum sunt vongolele astea, mama. Asta e gata.
ce să mai... Jos pălăria. Un preparat demn de Costa Amalfi. Cu toate că s-a întunecat, dar abia acum începe să fie frumos. Așa că ce să mai încolo cu. Sper să vă placă și vouă. Nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă pe unde oi găti. La revedere! Arrivederci! Am scăpat furculița în tigaie. Mama!